domnule Bicu, am să vă rog să faceți un bilanț al anului 2018 și ale primelor luni din acest an. Să ne ziceți așa, din punctul dumneavoastră de vedere, cum au evoluat lucrurile în domeniul justiției. Conform datelor statistice, s-a mărit numărul de dosare care au fost examinate și s-a constatat că au fost și mai puține dosare, mai puține anulări din instanțele superioare. S-a îmbunătățit calitatea actelor judecătorești care au fost emise de către hotărârilor, sentințelor, deciziilor, încheierilor de către judecători. Tot în ultima vreme am avut și niște evenimente nu tocmai plăcute pentru sistemul judecătoresc. Am văzut judecători arestați pentru luare de mită, au fost inițiate niște dosare penale, am văzut judecători care au zis că vor să plece din acest sistem. Cum dumneavoastră calificați toate aceste evenimente? În principiu este un, cum să spun, nu este ieșit ceva din comun, fiindcă într-adevăr au fost demisii, au fost în jur de cam așa de 40 demisii din funcția de judecător, dar mare majoritate demisii au plecat că au atins plafonul de vârstă. Este un lucru normal, e clar că ca și în orice instituție, cineva vine, cineva pleacă. Dar despre arestări, dosare penale. Sunt de acord că este un eveniment foarte neplăcut și îmi pare rău că s-a ajuns la situația aceasta de către colegi care au, când devii în funcție de judecător, eu știu, ai, în primul rând, ai jurământul că o să respecti legile, așa și așa, o să fii o persoană integră. Procuror general s-a adresat, noi am considerat că sunt probe suficiente pentru a permite efectuarea unor acțiuni care țin de procedura penală. Și cam pentru câți judecători ați permis ca să fie... Noi am permis pe tot 5 judecători 5. Care au fost... Uh-huh. În afară de ăștia 5, alții nu mai sunt. Nu, nu. Aveți vreo explicație, adică de ce se continuă să se întâmple astfel de lucruri? Nu există explicație în sens că nu poți să justifici niciodată acțiunea ta prin faptul, chiar dacă ai salariu mic, atunci trebuie să scrii cerere și pleci în altă funcție. Dai demisia, de bunăvoie. Dar nu poți să spui că am salariu mic și de atât am luat bani, că n-am cu ce mă întreține. Asta este o absurditate. Și așa persoane n-au ce căuta nici în sistemul judecătorii și nici în alte instituții de stat, nu numai de stat și private. Chiar acum, ultimii cam așa ani, evit să mă duc chiar pe la anunți, eu știu unde, chiar toți s-au invitat, le spun, îmi cer scuze, evit asemenea situații, fiindcă întotdeauna se pune întrebare, se discută. Nu este plăcut, fiindcă, într-adevăr, ați remarcat corect, marea majoritate a judecătorilor se fac datorie și foarte bine, în sensul dat că stau și simt aș duminică și scriu hotărâri și este foarte mult de lucru. Dar sunt ca așa cazuri sporade sau, cum să ziceți, cazuri mai puține, care este complicat să demonstrezi că altceva, viceversa. Poți face reforme de dimineață până seara. Dar dacă a apărut un caz de acesta, toată, eu știu, transparența și toată credibilitatea se duce cu mult în jos. Un alt subiect pe care vreau să-l abordăm este despre propunerea domnului Corneliu Gurin la funcția de judecător a Curții Constituționale. Vreau să vă întreb de ce anume ați propus această candidatură a domnului Corneliu Gurin, au existat și alte candidaturi pe care le-ați discutat? Adică pentru ce merite anume pentru pe el l-ați ales? Noi l-am propus, adică l-am ales și l-am propus, fiindcă dumnealui într-adevăr a avut o activitate. L-am cunoscut, nu personal, dar l-am cunoscut, e clar că deja prin intermediul că a fost procuror general și a participat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în activitate. Toți colegii au considerat că candidatura dumnealui este bună pentru a fi înaintat. N-au fost alte candidaturi. În lege e scris că se numește, nu se public concurs ca să participe persoane mai multe. Se numește persoană și noi am discutat, am anunțit candidatura dumnealui și am ajuns la concluzia că are o activitate, nicătând că nu a activat ca judecător, dar în Curtea Constituțională nu este obligatoriu. Dar procesul ăsta de discuții, voi v-ați mai gândit și la alte persoane? Adică chiar nu am mai existat? Au fost poate și alte, dar nu s-au... Dumnealui a depus cerere în acest sens și noi am examinat candidatura sa și a fost înaintată. Pentru ce merite a fost ales anume candidatura domnului Gurin? Pentru că atunci când el a fost procuror, dumnealui a avut imaginea unui procuror mai mult controlat politic. Și atunci, noi ca și cetățeni, cum să avem garanția că el, ca și judecător la Curtea Constituțională, va fi integru și nu va fi un judecător controlat politic? Noi ne-am bazat numai pe ce cunoaștem în sens cu obiectiv. Nu ne-am
Nu ne-am în sens odată că este contract, nu este contract, nu ne interesează aceasta. Asta e fiecare cu părerea sa. Noi am considerat că candidatura sa este bună pentru judecător la Curtea Constituțională. Invalidarea acestor alegeri locale din Chișinău din anul trecut prin intermediul instanțelor de judecată a stârnit un val de imens de nemulțumire. Am avut proteste, am avut reacțiile partenerilor de dezvoltare a Uniunii Europene. Dumneavoastră, din funcția pe care o aveți, ce ne puteți spune? Adică cum ne puteți convinge pe noi că actul justiției a fost unul corect? Ca președinte, nu ca președinte, ca judecător împreună, ca președinte a Consiliului, nu am drept să comentez o hotărâre care deja a intrat în vigoare și este obligatorie pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru toți ceilalți. E clar că sunt comentarii și pot fi comentate. Dacă prima instanță a ajuns la concluzia că alegerile urmează să fie invalidate, a fost contestată la două și trei instanțe au ajuns la aceeași concluzie, consider că au fost probe verosimile. Anume, acest eveniment cumva a strânit acel val imens de nemulțumiri, da, eu am văzut fiecare... și s-a vorbit foarte mult despre o justiție controlată politic. În primul rând, vă spun că judecătorul trebuie să fie integru, asta este important. În cazul că nu este influențat judecătorul, există un registru prin care se semnează de cine a fost influențat și datorită acestui fapt, pe unul se sesizează procuratorul anticorupție. Eu nu cunosc asemenea cazuri, a fost nu anul trecut, anul precedent. Anul precedent a fost un caz când un judecător din Cahul a fost influențat și dumnealui a declarat și a fost persoană și condamnată pentru faptul că a fost influențat. A fost cazul care tot foarte mult s-a mediatizat cu doamna Manole. Dacă mi-ați întrebat, chiar în cadrul ședinții CSM-ului, dumneavoastră a spus că a fost influențată la adoptarea hotărârii care a adoptat atunci cu referendum. Dar de ce dumneavoastră atunci n-ați sesizat și nu s-a înregistrat. Și el nu a răspuns la întrebare. Și a fost încălcată legea, a fost încălcată în primul rând legea și statutul judecătorului. În cazul când ești influențat, ești obligat ca să declari faptul dat și sesizezi și să înregistrezi influența asta. Adică vreți să ziceți că sunt cazuri sporadice? Adică nu există un fenomen? Nu e foarte grav? Eu personal, cât am practică deja în jur de 20 de ani de activitate de judecător, n-am fost influențat și pot să răspund pentru mine. Judecătorul, dacă a fost influențat, e clar că el, dacă nu declară, se asume niște consecințe. Dar, de exemplu, în cazul dumneavoastră, ați avut vreodată tentative sau presiune? A încercat cineva să, măcar un caz a existat, să vă dea un telefon, să vă transmită un mesaj prin cineva? N-am avut și eu cred că foarte mult depinde de persoană, depinde, fiindcă până la urmă legislația pot să o faci așa de perfectă, practică și foarte strictă, dar oricum se găsesc diferite, poți să găsești diferite interpretări, dar foarte mult depinde de persoană. Dacă el este integru, nu vine nimeni să propună sau să facă. Dacă persoana nu este integră, e clar că... Noi, ca și jurnaliști, deseori mergem în instanță și reflectăm diferite evenimente sau reflectăm diferite ședințe de judecată, în special cazurile de rezonanță. De ce în cazul diferitor dosare atitudinea față de presă și modul în care aceștia se reflectă evenimentele este diferită? De exemplu, în cazul celui de-al doilea dosar al domnului Vladimir Filat, presa are acces în sala de ședințe, poate să asculte tot ce se vorbește acolo, evident nu poate să filmeze, dar poate să fie prezentă. Iar în cazul domnului Ilan Șor, de exemplu, nu știm nici măcar agenda, nici ziua, nici ora în care are loc ședința. Cazul cu Șor, care a fost la Cahul, într-adevăr a fost la început, vă spun că a fost înaintat și la noi un demers și noi am sesizat, mai bine spus, agenția de administrare judecătorească și au verificat care a fost situația. Acolo a fost o situație legată de programul integrat gestionarea dosarelor. Nu a fost special. Acum s-a remediat și deja sunt publici. Normele generale trebuie să aveți acces. Eu sunt de acord. Per general, când sunt ședințe deschise, noi putem să mergem acolo, să ascultăm și să filmăm doar când ne zice judecătorul. Așa e, da? Da. Până la urmă le-am spus judecătorilor, nu că le-am spus eu personal, toți colegii le spun, dumneavoastră cu presa trebuie să o atrageți de partea dumneavoastră, să faceți o prietenie, nu să fie dușman dumneavoastră. Explicați normal că e ca așa și așa, să vă înțeleagă. Dar în cazul când dumneavoastră a fost un caz, când iei dosarul și mi-a scuzat și să te filmezi, să-l pui așa la cap, asta ce să facă impresie? Impresia e societatea, spun că parcă judecătorul, parcă îmi cer scuze, parcă a furat ceva. Avem o sumedenie de știri, investigații în care arătăm că
judecătorii trăiesc în vile, conduc mașini luxoase, unele nedeclarate, unele scrise pe socri, pe părinți, pe rude, sau valoarea lor în declarațiile de avere este mult mai mică decât cea reală. Și nu zic acum că toți judecătorii trăiesc bine, dar există câțiva dintre ei care au averi destul de impresionante și atunci ne întrebăm, per general, așa cum dumneavoastră putem sunt să... Sunt de acord cu percepția generală când te uiți că o persoană are, e clar că Consiliul încă o dată vă spun că nu are împuternicile în acest sens pentru, eu știu, a sancționa judecătorul pentru în acest sens. E clar că se atenționează, se, în sens mai colegial, dar pentru aceasta există organul care se numește Autoritatea Națională de Integritate. Chiar la adunare generală am spus aceasta, societatea este cu ochii pe noi și dumneavoastră vă rog frumos fiți mai modești. În sensul dat. Eu am vorbit cuvântul modest cuprinde tot. Adică. Ce aveți ca în vedere? Modest în sensul cu sfit și ca comportament și în sensul dat, cum a spus, și cu averile în sensul dat. Poate sunt unii, eu știu clar că la toți le place, poate să aibă o mașină bună, să aibă, eu știu, o casă bună, dar uitați-vă după posibilități în acest sens. M-am uitat și în declarația dumneavoastră de avere. Aveți o declarație destul de modestă. Păi nu pot spun că modestă anul acesta, cum am să declar, eu știu, mai bine fost la Hristo Botev, a fost un contract de departamente pentru departamente așa, și eu am plătit parțial și anul acesta, acum, în februarie, l-am achitat total și o să arătați de unde am luat bani și o să faceți comparații. Am avut un automobil. Anul trecut, Partidul Democrat a venit cu o inițiativă ca judecătorii să fie aleși de către popor. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această inițiativă? E real ca Republica Moldova să fie așa ceva? La momentul actual, cum există situația în Republica Moldova, este foarte complicat. Nu este irealizabil, dar eu consider că nu este foarte... Practic, toate ce s-a făcut până acum o să fie, de vorbim, alegerea judecătorilor. Nu de mult s-au făcut modificări în legea cu privire la statutul judecătorului, la organizarea judecătorească, cu privire la selecția, evaluarea judecătorului. Aceste toate legi trebuie urmează să fie revizuite. Dacă politicul va considera, parlamentul în sensul dat, nu politicul, parlamentul este suveranul, poporul, așa se vorbește, suveranul. Și dacă va considera că se adopte așa legi, clar că noi o să ne conformăm.